proaspăt eliberat din închisoare pentru o faptă asemănătoare petrecută în urmă cu aproape 2 ani, un bărbat din Buzău a simțit nevoia să se răzbune, chiar pe centrul bisericesc Sfântul Sava pentru oamenii și copiii străzii, de unde fusese dat afară în urmă cu câțiva ani, tot pentru comportament violent. În noaptea de duminică spre luni, recidivistul, pe nume Ion Pecioacă, a spart cu bolovani toate geamurile cantinei, unde zilnic mănâncă zeci de copii și sărmani. Azi noapte a venit cineva, eliberat din închisoare, o spart geamurile la exterior, la sediul fundației. Ulterior, agresorul a vrut să incendieze toată clădirea, punând foc la perdele. Cum e? Cum să fie? Aici a fost deteriorată perdeaua prin aprindere cu țigare sau cu chibritul. Și norocul că nu s-a extins focul, s-a stins perdeaua, că altfel era incendiu. De frica delicventului, preoții nici n-au mai avut curaj să depună plângere la poliție, infractorul fiind internat acum la Spitalul de Neuropsihiatrie și pentru măsuri de siguranță de la Săpoca. În urmă cu 3 ani pe această persoană l-am primit cu bucurie ca pe orice om de pe stradă și atunci a fost eliberat în închisoare. L-am ținut ca pe un părat acolo la cămin de bătrân. După un an de zile a devenit foarte violent cu cei din așezământul de la Ulmen și a trebuit frumos să-i spun că nu mai poți conviețui aici, să pui în pericol viața acestor oameni care au venit să se bucure la sfârșitul vieții lor. Anul trecut, în martie, același individ a devastat adăpostul pentru oamenii străzii al primăriei Buzău. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum, într-un acces de nebunie, bărbatul a distrus tot ce i-a ieșit în cale. A smuls din tavan instalația de aer condiționat, a spart chiuvete, a devastat instalația de la centrala termică, apoi a spart toate geamurile cu un stingător smuls din suportul de pe perete. În acest timp, cei câțiva asistați care se aflau în centru s-au baricadat în dormitoare, blocând ușile cu paturile, pentru că răufăcătorul i-a amenințat cu moartea. Pentru fapta sa, judecătorii l-au condamnat la 3 ani de închisoare, însă a scăpat de pușcărie grație noii legi a recursului compensatoriu. Bărbatul a fost repudiat de familie după ce în urmă cu 17 ani a comis o crimă, faptă pentru care a petrecut 14 ani după gratii.